Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Aș vrea să vă întreb în această seară, cum sunteți cu starea sufletească? Am citit astăzi cuvântul Domnului și pentru că în această lună citim Cartea Romanii, m-am oprit asupra câteva cuvinte care Dumnezeu mie mi-a vorbit astăzi. Și cuvântul Domnului spune astfel: știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. În această seară te întreb cum am întrebat și eu astăzi. Haina pe care o am este o haină albă curată sau o haină pătată? O haină care de multe ori apasă pe umerii noștri este haina păcatului. Spune cuvântul Domnului că păcatul este cel care pune zidul de despărțire între noi și Dumnezeu. Vine o cântare și spune atâta de frumos: păzește-ți, străine, piciorul când vii, în cortul întâlnirii, aici este casa Dumnezeului viu, aici este cetatea nemuririi. Te întreb în această seară, cu ce gând ai venit, cu ce povară ai venit în locul acesta? Ai venit plin de bucurie să-L auzi pe Dumnezeu sau ești zdrobit în sinea ta? Pentru că dacă ne uităm unul la celălalt, spunem bine frumos, pentru că ne-am învățat cum ești bine, dar în lăuntru, acolo unde numai Dumnezeu te știe, cum îți este starea? Eu am stat și m-am gândit la lucrul acesta astăzi și am zis: Doamne Iisuse, te rog frumos să mă ierți. Ne uităm în jurul nostru și, așa cum s-a anticipat, oamenii se frământă, unii încep să meargă în stânga și în dreapta, să caute soluții, dar noi avem pe cine să ne bizuim, pe numele Dumnezeului celui viu și adevărat și atotputernic. În această seară, vă îndemn, trebuie să dezbrăcăm haina păcatului, să o lăsăm aici jos, să batem un țăruș și să spunem: până aici, suntem la o răscruce de drum, dar răscrucea aceasta de drum nu să fie pe același drum al păcatului, nu să fie pe același drum al decăderii sau ce știu eu ce alte gânduri, ci să fie un toar întoarcere către Dumnezeu, dar o întoarcere printr-o renoire a minții, care face o metanoia și apoi aduce binecuvântare, și această întoarcere să fie pe calea care trebuie să urmăm, către Dumnezeu. N-am spus lucrul acesta, cred că poate niciodată nu l-am mărturisit la noi în biserică și aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră. A fost o perioadă câțiva ani de zile în urmă, când am venit aici, în Londra, ca și proaspăt căsătoriți și ca și fiecare ne-am dorit copii. Și lucrurile au început să meargă nu într-o direcție în care noi ne doream, ca și familie. Carmen a pierdut sarcină. Ne-am întrebat ce e, investigații, mers la medic, medicii au spus se poate una, se poate cealaltă, până la urmă au venit, au pus ceva pe foaie și zice: trebuie să facem un scan la cap să vedem că noi credem că acolo e crescut ceva, și zice: poate lucrul acela trebuie să-l verificăm dacă e crescut, că lucrul acela poate să producă ceea ce deranjează și nu lasă, și lucrul acela trebuie să ne asigurăm să nu fie cancer. Și a spus la Carmen, Carmen a mers împreună cu o prietenă și vine Carmen acasă și zic: ce-i? Ce a spus doctorul? Și Carmen mi-a spus: păi, ne-a spus să ne ferim, să nu avem copii. Și zice: tu ce zici? Am stat pe gânduri și m-am blocat, nici n-am știut ce să răspund. Și am răspuns firește: dar tu ce zici? Și ea mi-a spus: dacă până acum nu s-a întâmplat, zice, noi nu ne ferim. Zice, fie ce-o fi, dar nu.
au urmat lucruri și lucruri, medicii au spus lucrurile lor. Dar într-o seară eram la rugăciune la fratele Nicușor și Dumnezeu a vorbit prin fratele Cofaru și a spus că în această seară Domnul mi-a arătat că va vindeca un suflet de femeie. Noi nu ne-am gândit, noi aveam alte lucruri în cap. Dar de atunci lucrurile au mers mai bine și mai bine. Și vă pot mărturisi că astăzi avem 2 copii. N-am mai fost la medic, Carmen n-a mai fost la medic și nu are niciun simptom. În această seară te întreb, dragul meu, cum ai venit înaintea lui Dumnezeu? Cu ce inimă? Ești trântit la pământ? Ești aruncat? Ești apăsat? Cei din jurul tău? Cum văd lucrul acesta? Frica, întristările, gânduri și alte gânduri, lucruri care ne țin legați. Aș vrea să fac pasul acesta, dar nu pot. Aș vrea să mă las de lucrul ăla, dar mă ține legat, parcă ceva se ține de mine legat. În această seară vă întreb, putem să stăm înaintea Dumnezeului nostru, celui viu și adevărat, și să spunem, Tată, iată-mă, sunt aici. Pun un țăruș în această seară, las totul, privesc înspre tine, pentru că prin credință, cred din toată inima mea că lucrurile vor lua o întorsătură înspre drumul pe care tu l-ai plănuit să fie pentru mine și pentru casa mea. Spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe, în versetul 13 din capitolul 6, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Ce frumos să ne dăruim lui Dumnezeu, dar să ne dăruim cu ceea ce suntem. Nu suntem perfecți. Și Dumnezeu ne cunoaște, dar este unul, omul Iisus Hristos, care a stat între cer și pământ, a turnat pe cruce. Și omul acesta spune că este mijlocitorul între noi și Dumnezeu. Mărească-i se numele. Încredințați de aceste lucruri, dragilor, cu toată tăria, cu toate lucrurile pe care le putem aduna. Să ne adunăm, să plantăm un țăruș și să intrăm înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, iată-mă, aici sunt, lucrează Tu. Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care se coboară în mijlocul laudelor, Duhul lui Dumnezeu este Cel care schimbă inimile, Duhul lui Dumnezeu este Cel care sensibilizează. Dacă vor fi lacrimi pe față, să fie lacrimi de bucurie, dacă vor fi de întristare, Dumnezeu să fie Cel care să le mângâie. Și astfel încât când ne deschidem înaintea lui Dumnezeu, că atunci când ne plângem păsul nostru în rugăciune, pentru că pentru mine, nu știu pentru voi, rugăciunea este respirația sufletului meu, când mă pun pe genunchi, eu pot să-i spun Tată, Ava, pot să strig către El pentru că știu că am o relație de tată-fiu și El mă ascultă. În această seară vă îndemn, haide să intrăm înaintea lui Dumnezeu și El este Cel care are toată puterea și bunătatea să ne asculte. Haideți să intrăm în rugăciune.